în care îl omagiem pe Mihai Viteazu, simbolul nu doar al Craiovei sau al întregii Oltenii, ci al ideii de unitate a românilor de pretutindeni. Să nu uităm niciodată că de aici a pornit în 1600 Marea Unire, că și a doua unire a pornit tot de la Craiova, cu 2 ani înainte de această unire, Teodor Aman a imortalizat pe pânză Hora Unirii de la Craiova. Iar pentru a arăta prețuirea noastră înaintașilor, nu doar că organizăm astfel de manifestări, din care sperăm ca tânăra generație să retrăiască istoria și pe viu, nu doar din cărți, Consiliul Județean în anii trecuți a reabilitat Casa Băniei, unde a locuit o bună perioadă de timp Mihai Viteazu. Municipalitatea chiar în aceste zile inaugurează centrul vechi al Craiovei, centrul istoric, pe unde odinioară s-a plimbat și Mihai Viteazu. Și sperăm din toată inima ca toți craiovenii să fie alături de noi la manifestările care vor urma în zilele următoare, pentru că ele pornesc de la tradiție și de la istorie. Vă mulțumesc! Îl invităm la microfon pe domnul Nicolae Sorin Răducan, prefectul județului Dolj. Doamnă primar, domnule președinte al Consiliului Județean, onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră la cea de-a treia ediție a Zilelor Mihai Viteazu, un eveniment inedit care s-a născut aici, în inima Olteniei, la inițiativa doamnei primar Lia Orguța Vasilescu. Zilele Mihai Viteazu reprezintă un bun prilej de cinstire a personalității marcante și a faptelor de vitejie a celui ce a fost stolnic domnesc și ban al Craiovei. Conducător de fapt al tuturor celor 3 țări care formează România de astăzi, Țara Românească, Transilvania și Moldova, Mihai Viteazu a fost și el din tâi unificator al celor 3 principate românești și a devenit astfel, pentru generațiile care i-au urmat, un simbol al luptei pentru independență și unitate. Așadar, trebuie să fim mândri că ideea Marii Uniri a plecat de aici, din cetatea Băniei. În timpul domniei lui Mihai Viteazu, orașul nostru a cunoscut o puternică înflorire, izvoare contemporane prezentând Craiova ca un important centru politic și militar, și putem afirma cu tărie că aceste caracteristici nu au fost pierdute în istorie, ci ne reprezintă și astăzi în întreaga țară, dar și în Europa și în lumea întreagă. Trebuie să ne dăm seama de valoarea noastră istorică și spirituală, iar aceste zile dedicate celui ce a fost ban al Craiovei, pe care oltenii îl iubeau pentru venicia și dreptatea lui și despre care bătrânii spuneau oftând, așa domn să aibă țara, reprezintă un bun prilej pentru craioveni de a se bucura de cultură, istorie și cunoaștere. În final, doresc să felicit pe doamna primar Lia Orguța Vasilescu pentru inițiativa de a organiza acest eveniment reprezentativ pentru Craiova și să transmit tuturor craiovenilor urări de sănătate și împliniri, atât în plan profesional cât și personal. În încheierea locuțiunilor are cuvântul domnul Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean Dolj. Doamna primar, domnule prefect, onorată asistență, sunt bucuros să particip astăzi la această ceremonie prin care Craiova cinstește memoria marelui său ban și care marchează totodată debutul unei ample manifestări purtând amprenta personalității covârșitoare a lui Mihai Viteazu, domn al țării românești și a dealului și a toată țara Moldovei. Evocăm astăzi una dintre figurile cele mai importante, nu doar pentru trecutul cetății Băniei și al întregii țări, fiind emblematică pentru ideea de unitate și identitate națională. De numele lui Mihai Bravo se leagă un deziderat de secole al românilor, unirea, ideal care sub sceptrul său și-a găsit prima afirmare.
Opera politică săvârșită de Banul Craiovei este uriașă prin proporții și prin iscusința realizării, istoria consemnând că în numai 8 ani de domnie el a concentrat evenimentele a 3 generații. Aspirațiile identitare ale înaintașilor noștri împlinite odată cu actul Marii Uniri de la 1918 au statuat România ca o națiune demnă, a cărei valoare este astăzi recunoscută între marele putere ale lumii, fiind parte integrantă a spațiului comunitar. Momentul de glorie de la 1600 reprezintă piatra de hotar de la care am pornit pe acest drum al evoluției noastre europene. Cu această ocazie salut angajamentul Municipalității Craiovene și al doamnei primar Lia Olguța Vasilescu de a transforma o inițiativă deosebită într-o tradiție de referință cu rezonanță națională. Zilele Mihai Viteazu, aflate la cea de-a 3-a ediție, reprezintă un argument semnificativ pentru municipiul Craiova în cursa pentru titlul de capitală culturală europeană. Cu acest prilej, le adresez sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, le urez succes tuturor celor implicați în desfășurarea lui și îndrept cele mai bune gânduri ale mele către toți craiovenii și doljenii, dorindu-le să se bucure pe deplin de această manifestare. Mulțumesc! Are loc depunerea de coroane de flori.